Mi chan chan chan. Doamnelor și domnilor, stimați ceea ce spectatori, a început haosul. S-a vaccinat Bill Gates. Cu ce cred unii, vă spun imediat după știri. O poză din 1981 dintr-o serie de benzi desenate cu Asterix și Obelix face vâlvă pe internet. Concurentul lui Asterix din concursul de care de luptă se numește coronavirus și poartă o mască pe toată fața. În realitate, virusurile de tip corona au fost descoperite în anii 30 din secolul trecut. Unul dintre cele mai cunoscute localuri din Marea Britanie a fost răpus de noul coronavirus. Pubul istoric din centrul orașului Oxford, frecventat timp de 450 de ani de studenți, oameni de știință și scriitori celebri, se va închide din cauza pandemiei. Localul a intrat în faliment din cauza carantinei în care se află Marea Britanie de mai multe luni de zile. Imaginile cu Bill Gates care s-a vaccinat au fost distribuite de internauții de pe toată planeta. Moment numai bun pentru amatorii teoriilor conspirației să arunce noi supoziții. Prima dintre ele că de fapt Bill Gates s-a vaccinat cu apă și a doua dintre ele ar fi că Bill Gates ar fi primit și celebrul chip care ar fi inoculat de vaccinuri. Haideți să demontăm împreună toate aceste lucruri. Bill Gates a investit mult în vaccinuri. De asemenea, în ultimul an a sprijinit eforturile cercetătorilor de a descoperi un leac pentru COVID-19. După ce a băgat atâția bani în treaba asta, ar fi ciudat să folosească apă. Și în plus am impresia că apa injectată în mușchi face cu siguranță mai mult rău decât un ser de imunizare, oricare ar fi el. Mai ales că apa nu este întotdeauna cel mai steril lichid. Și în plus, de ce și-ar instala altceva? Atunci putem cu ușurință specula că Bill Gates are Linux pe propriul calculator sau Mac. Iar dacă Bill Gates și-a implantat un chip creat de Microsoft, atunci să sperăm că nu are nevoie de un antivirus pentru asta. Nu de alta, dar dacă chipul este la fel de vulnerabil ca sistemul de operare, nu este bine deloc. Să sperăm că nu dă eroarea 404 sau mai rău să aibă nevoie de update-uri când ți-e lumea mai dragă. Cum ar fi să fii urmărit de o haită de câini prin Otopeni și să te trezești că îți apare o notificare de la chip? Shutdown pentru a finaliza procesul de update în 1, 2, 3 secunde. Apropo de haitele de câini, sunt singura care a observat că s-au înmulțit în perioada asta a pandemiei, în special în zona de periferia capitalei? Fake news-ul de astăzi este opera lui Marcel Ciolacu. El spune că guvernul va tăia pensiile. Este o știre falsă pentru că tăierea pensiilor este imposibilă. Există deja o decizie a CCR din 2010 care stabilește că este neconstituțional să faci așa ceva. Sunt Ana Maria Păcuraru și aceasta a fost rubrica Ceea ce Analitics de astăzi. Fiți cu ochii pe noi și abonați-vă la canalul nostru Realitatea.net pe YouTube. Să nu vă scape nimic. Like și share. Zi frumoasă! Me chan chan chan.